Bun găsit la o nouă emisiune. Ne aflăm lângă terenul de sport al Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi, loc unde se desfășoară a 18-a ediție a Cupei Nicodemus. Aceasta a devenit o tradiție în ultimii ani în orașul nostru. Este ediția 18-a. Cam târziu am primit acordul să mă ocup de organizare și a fost un pic cam în scurt și s-au înscris numai 10 echipe anul acesta. Deci am făcut două grupe de câte 5 echipe. S-au jucat fiecare cu fiecare în grupă. Primele 3 au mers mai departe. Anul trecut mergeau primele 4 pentru că erau alte grupe și intrau în sferturi. Ca să dăm șansă și la a treia echipă, s-au calificat 3, deci 2 au plecat și s-au calificat 3 din grupă. Acum joacă fiecare pe sistemul play-off, fiecare cu fiecare. Punctele care s-au acumulat în prima parte a calificărilor merg mai departe și cel care acumulează puncte mai multe merge pe primul loc, pe a doilea și a treilea. Al treilea cade și primele două intră în semifinală. Și o să joacă prima din grupa întâia cu a doua din grupa a doua și prima din grupa a doua cu a doua din grupa întâia în semifinale. Câte echipe vor fi premiate și în ce constau premiile? Premiile o să fie cam sunt în jur de 100 de milioane, o să le împart 40 de milioane locul întâi, 30 locul 2, 20 locul 3 și 10 milioane locul 4. Este prima participare la Cupa Nicodemus pentru tine? Pentru mine este a treia participare. Este cam cea mai frumoasă competiție din județul Suceava pentru mine. Întotdeauna au venit echipe foarte, foarte bune. Fotbal frumos, lume multă. În ce fază avansată a reușit să ajungă o echipă la care ai jucat până în prezent? Chestia comică este că de toate orele când am jucat, doar în sferturi. Acum sperăm să depășim. La ce competiții sportive asemănătoare ai mai participat până acum? Pe teren mic nu am participat chiar la foarte multe. Am participat la Bucovina Iazlovăț la un turneu frumos. Am ocupat locul 4 acolo. La Vicov se mai făceau niște competiții și aici la Cupa Nicodemus. Cam atât. Cum ți s-au părut adversarii întâlniți până acum? Păi cum am mai zis, adversarii
vin foarte buni, chiar sunt jucători care au jucat și în Liga 1, Liga 2, deci adversarii sunt foarte buni și ca jucători și ca echipe. Ești mulțumit de faptul cum s-a organizat ediția de anul acesta Cupei Nicodemus? Având în vedere problemele care sunt cu Nicodemusul. Echipele la Vivente Suceava, Ionese Iulian numărul 8, Apostol Marian numărul 2, Sevaciu Claudiu numărul 7, Luca Ciu Andrei numărul 1, Popescu Cristian numărul 3, Cainari Mihai numărul 25. Ești unul dintre jucătorii cu cea mai mare experiență la Cupa Nicodemus. Câte participări ai reușit să adun până în prezent? Din 2001 până în prezent, fără întrerupere. De când am jucat la divizia C Bucovina Rădăuț, vechea, din 2001-2002. În continuu. Și care au fost cele mai bune rezultate obținute la acest turneu de fotbal? Am câștigat de vreo 7 ori campionatul și odată am ieșit jucătorul turneului aici. La ce campionate de mini-fotbal ai mai participat până în prezent? Am mers la faza pițară la Cupa României, la mini-fotbal, la campionatul de la Suceava, la Ramiro, campionatul municipal, și la niște turnee în străinătate de 2 ori pe an cu echipa poliției din Suceava, de pe regiunea Suceava. Mergem în fiecare an în Belgia și în Italia, de 2 ori pe an, turnee cu polițiști din toată lumea. Ai vreun jucător de mini-fotbal care te inspiră? Este un jucător de mini-fotbal, de futsal mai propriu-zis, de la Ruș. Este acum antrenorul secund a echipei naționale a Rusiei de futsal și merge cu noi în Italia. Are la vreo 40 de ani. Extraordinar jucător. N-am văzut așa ceva. Dragi prieteni, de la această oră începe a doilea meci pentru echipele care sunt în play-off din grupa B. Vivendi Suceava cu Voința Slăvăț. Cine va câștiga, deci locul 1 în grupă, va juca cu locul 2 din grupa A.
Ce părere aveți de sistemul competițional cu două grupe de câte 5 echipe, inclus anul acesta la Cupa Nicodemus? În mod paradoxal, eu nu mă uit la fotbal, la fotbalul românesc în România deloc. Dar competiția care se desfășoară aici este superbă, pentru că îmi dau seama că mulți dintre jucătorii ăștia ar putea să facă parte din echipe de divizia B și chiar A. Cred că este un sistem bun, pentru că a concentrat și a eliminat echipele care erau foarte slabe, erau scoruri penibile de 7-0. Se pare că anul ăsta este mult mai echilibrat după noul sistem și mă bucur că am prilejul în Rădăuț să asist la un spectacol fotbalistic de foarte, foarte, foarte bună calitate. Dacă ați fi organizatorul Cupei Nicodemus de anul viitor, ce îmbunătățire ați aduce acestui turneu de fotbal? Cred că, deși este greu ceea ce mi-aș fi propus eu, să învăț spectatorii să aplaude pe acești băieți superbi care își dau sufletul aici pe teren și sportivitatea din teren care am observat-o anul ăsta să manifeste și în tribună. Respectiv, chiar dacă o fază este produsă de echipa adversă, să ai capacitatea să aplauzi atunci când jucătorul advers a creat o fază superbă. În rest, nu cred că aș aduce nimic alte modificări, să dea Dumnezeu să mențină această competiție cât mai mulți ani. Cum ți se pare echipele de anul acesta de la Cupa Nicodemus? Din punctul meu de vedere, sunt niște echipe foarte echilibrate, cu un joc foarte bine dezvoltat, în care s-a dovedit sistemul cu două grupe a câte 5 echipe foarte bine organizat. Sperăm pe viitor să avem cât mai multe echipe și mai mulți spectatori. Asta mai vedem. Vreau să vă prezint echipele. Bucovina Bădeuț. Matei Ionuț, numărul 7. Bărlică Gheorghe, numărul 15. Băieșan Marian, numărul 30. Zitariuc Ciprian, numărul 92. Popescu Bogdan Dragoș, numărul 12. Gață Daniel. Finala mică se va decide între echipele Fren Suceava și Bucovina Bădeuț. Am fost la un turneu, la turneul final la Roman. Am participat cu echipe, zic așa, mai bine cotate, cum ar fi Timișoara, Brașovul, Bacău, echipe foarte bune care la mini fotbal sunt văzute foarte bine. Ai reușit să câștigi vreun trofeu la mini fotbal? La mini fotbal am câștigat mai multe cupe, dar din astea pe plan local, să zic așa. Am participat cu Railex-ul la Cupa Prieteniei, care
după cum ați văzut, a fost dat și la televizor, o cupă așa mai importantă. Au fost mai multe, să zic așa, Cupa Cartierelor, care s-a organizat acolo la Suceava, Cupa Decathlon, campionatul câștigat la mini-fotbal tot cu Railex-ul. Am mai fost plecat la Gloria Buzău, Juventus Colentina, chiar FC Botoșani, mai acum mai mulți ani. Câte meciuri ai reușit să bifezi în Liga a doua? În Liga a doua, nu știu exact, sincer, dar oricum peste 100, 150. La ce competiții de mini-fotbal ai mai luat parte până acum? Cupa României, turneul național și turneul final care se joacă actual la Iași. Ești legitimat la vreo echipă de fotbal profesionistă? La divizia la sală Concordia Chejna, futsal. Și ce rezultate ai obținut în cariera ta de fotbalist? Cupa României, vicecampion de două ori. Cum ți s-a părut ediția de anul acesta Cupei Nicodemus? Mai puternică ca anul trecut, mult mai puternică ca anul trecut. Fotbaliști care mai de care. Scor egal, urmează lovitură la 7 metri, câte 3 lovituri de fiecare. Gol, scor final, locul 3. Suceava, locul... Echipele finaliste sunt Vivendi Suceava și Voința Iaslovăț. Ce echipă crezi că va câștiga finala de astăzi? Finala de astăzi cred că va fi câștigată de Voința Iaslovăț. Părerea mea este că au jucători mult mai buni decât cei de la Vivendi Suceava și sper ca finala de acest an să fie mult mai frumoasă decât finala de anul trecut. Iată că după disputarea finalei de la Cupa Bucovina, te vom vedea și în finala de la Nicodemus. Da, mă bucur foarte, foarte mult că am avut prilejul să particip din nou la Cupa Nicodemus. Pentru mine, după cum spuneam, este a 7-a finală. Sper să fie și a 5-a câștigată. Sunt foarte, foarte mulțumit și le mulțumesc și băieților că au dat dovadă de maturitate și s-au dăruit ca să ajungem în această finală, pe care, de asemenea, sperăm să o și câștigăm. Cum ți s-au părut echipele întâlnite în drumul spre finală? Mi se pare că de la an la an crește ștacheta. Din ce în ce vin aici echipe din ce în ce mai bune. Am văzut, au fost câțiva participanți, jucători din București, extrem de talentați. Și sunt convins că și pe viitor o să fie și mai multe echipe și mai valoroase.
Care crezi că va fi tactica câștigătoare pentru acest meci? Asta nu pot să divulg, este tactica noastră. Hai, hai, hai!
20 de milioane, la locul 3, 10 la 4 și tot așa până la primul. 30, 40, eu 50. Asta-i. Reamintim că... Locul 2, echipa Viventi Suceava, care tocmai a ieșit acum din meci. Vă rog să-i aplaudați. Urlașul de Săramă Lucian, de Săramă Competiție. Bravo, băieți! Vedeți, aveți suporteri adevărați și la Rădăuți care vă aplaudă. Ce se face? Cineva trebuie să iasă locul 1, cineva locul 2. Bravo, Suceava, cu Burlacu, cu Sevaciuc, cu Cristi, toată trupa lor, bravo vă! Și vă așteptăm, e un pic mai gras ca mine. Așa ne-a Micuțu, bravo! Te-ai lipit la șampanie, Micuțu! Ținem cu cei mai buni, cei mai buni totdeauna au câștigat. Sportul așa se rezumă. Cei buni câștigă în teren. Nu, nu ne manifestăm. Încăpem tot. Puterile în pumn și în sticle și așa. Ăsta este sportul. Bravo lor! Îmi place și echipa de Suceava care a știut ce înseamnă învingerea. I-au aplaudat, au dat mâna. Bravo băieții învinșilor, bravo învingătorilor! Mă bucur foarte mult că am reușit. Am reușit să câștigăm primul trofeu după 3 finale în acest an și felicit toate echipele care au fost în acest an la Cupa Nicodemus și sperăm și la anul să fie la fel, la fel de frumos. Este primul trofeu câștigat de tine la un campionat de mini-fotbal? Da, este primul trofeu, am participat și anul trecut, dar am ieșit pe locul 2. Da, sperăm și la anul să ajungem din nou și să luăm din nou trofeu. Emisiunea se încheie aici, eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!